Domnule comandant al garnizoanei Botoșani, dragi soldați, sunt bucuros să vă pot adresa dumneavoastră astăzi cu ocazia Zilei Armatei, adică a instituției care se bucură pe bună dreptate, alături de biserică, de cel mai mare nivel de încredere în rândul românilor. Tradiția glorioasă a armatei noastre este binecunoscută de noi toți. Faptelor de vitejie și sacrificiilor făcute de eroii bravii noastre armate, în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat, li se datorează însăși existența noastră ca popor și ca stat. Suntem pe deplin conștienți de acest lucru și vă suntem recunoscători. Rolul de importanță covârșitoare pe care Armata Română l-a avut în devenirea noastră istorică este continuat și în prezent cu profesionalism și abnegație. Armata este principalul pilon pe care s-au putut clădi în ultimii ani apartenența noastră ca stat la spațiul politico-economic și de securitate euroatlantic, participarea militarilor români la misiunile din teatrele de operațiuni externe este cu siguranță apreciată de partenerii noștri. Știm că sprijinul pe care Armata Română îl primește din partea statului, pe care îl servește fără rezerve, cu devotament, profesionalism și abnegație, nu este întotdeauna la nivelul dorit. Clasa politică nu reușește adesea, nici în prezent, cum nu a reușit nici în trecut, să se ridice la nivelul bravilor militari români, pentru a le asigura resursele financiare și dotările tehnice de care au nevoie pentru a-și îndeplini menirea. Cu toate acestea, vă îndepliniți cu succes misiunile și pentru asta vă suntem încă o dată, în plus, recunoscători. Zilele trecute am avut plăcerea de a conferi titlul de cetățean de onoare al municipiului Botoșani pentru doi dintre camarazii dumneavoastră, domnul colonel Lucian Sandu și domnul locotenent colonel Sorin Ioan Ciobanu. Este unul din modurile în care am înțeles să ne manifestăm gratitudinea pentru întreaga dumneavoastră activitate ca instituție, încercând să vă transmitem convingerea că urmărim cu emoție și apreciăm sincer eforturile și din nefericire chiar și sacrificiile pe care le faceți pentru România, pentru fiecare dintre noi. Un sincer la mulți ani Armatei Române!